Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Regina Elisabeta s-a stins din viață cu mai mult de o săptămână în urmă. De atunci, toată Marea Britanie este îndoliată și suferă după moartea celei care s-a aflat la conducerea Angliei timp de 7 decenii, iată însă că anumite persoane sunt de părere că spiritul suveranei nu a plecat încă dintre noi, iar un eveniment straniu ar putea confirma acest lucru. Totul s-a petrecut la Palatul Balmoral. La doar 5 minute după ce Regina Elisabeta II a decedat, în imaginile care au devenit virale se observă cum porțile castelului se deschid singure. Moment în care cele două santinele s-au întors către poartă, exact ca atunci când trece un convoi oficial, pe parcursul a câteva minute, porțile s-au mișcat de mai multe ori, de fiecare dată gardienii fiind receptivi la schimbări, cei care au văzut imaginile au păreri foarte împărțite. Unii sunt convinși că este vorba doar despre o defecțiune a sistemului automat de închidere a porților, alții, în schimb, au o interpretare puțin mai paranormală și cred că cel care a deschis poarta a fost însuși spiritul reginei. Vă mulțumesc că ați privit până la final.